Socialdemocrații mehedințeni au stabilit numele celor ce vor fi aruncați în bătălia electorală pentru alegerile parlamentare din acest an. Astfel, în cadrul ședinței Comitetului Județean Executiv, membrii formațiunii au stabilit prin vot democratic cine va reprezenta partidul în alegeri. Lista pentru Camera Deputaților este deschisă de unul dintre cei mai destoinici primariei județului, Constantin Trușcă, primarul Șimianului. Pentru prima dată în județul Mehedinți, după 25 de ani, s-a votat democratic, cu vot secret. Am primit un număr de 68 de voturi și vreau să le mulțumesc tuturor celor care au avut încredere în mine. Evident că ne ducem cu gânduri bune, să ducem mai departe lucrurile care le-am început în acest județ.